În primul rând îmi cer scuze și mă adresez dumneavoastră, bună seara și bine v-am găsit. Întâmplarea face pentru că sunt aici de față, alături de doamna Grația, să am și eu câteva cuvinte adresate la persoana părintelui Iustin în această carte și în conceptul fiecăruia, dimensiunea de duhovnic este înțeleasă așa cum mintea lui pricepe tainele dumnezești. Întâi de toate, duhovnicul trebuie să fie organul Duhului Sfânt. În primul rând, în el se lășluiește fântâna Duhului Sfânt, din care izvoresc miile de binecuvântări și izvoresc miile de blagoslovenii pentru faptele cele bune. Doamna Grația, care are și acest tact didactic, fiind profesor în domeniul filologic, s-a exprimat așa pentru noi ca la niște copii, adică ne-a explicat cum se poate atinge coarda sensibilă atunci când te întâlnești cu Duhul Sfânt în calea ta de vagabond prin lume. Pentru că ce este oare lumea decât un vagabondaj permanent între serviciu și problemele contemporane? Dar atunci când ajungi la poarta mănăstirii, ajungi de fapt la una din vămile văzduhului. Acolo văzduhului este odată ceresc prin înger și odată pământesc prin biserică, că așa se spune în biserica slavei tale, stând în cer, ni se pare asta. Și atunci când ai ajuns la poarta mănăstirii, ești la una din vămi. România, cu darul și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, e presărată de aceste vămi, lăsate nouă moștenire de-a lungul istoriei și de-a lungul tradiției creștine, fiind în primul rând un popor creștin, un popor ortodox, un popor credincios și plămădit dintr-un sânge sănătos, acel duh războinic, acel duh barbar, acel duh, dacă vreți, de migrare, n-a existat în inima poporului român și ei au rămas liniștiți lângă morminte să-și păzească crucile și să-și plângă oasele strămoșilor. Și aceasta a format, la un moment dat, tradiția culturală ortodoxă și mai târziu ancorată în Scriptură cultura dogmatică a neamului nostru. Și în felul acesta s-a născut Dobrogea lui Sfântul Andrei și a lui Filip, s-a născut Muntenia lui Pavel, dacă vreți, pentru că și el a participat cu creștini încreștinați în războaiele daco-romane, pentru că deja pătimise la Roma și era cu capul tăiat și mulți creștini erau în taină. Și Sfântul Gheorghe era un ostaș creștin și Sfântul Dimitrie era ostaș creștin și Teodor Tiron. Deci Sinaxarul nu este plin numai de sfinți cu glugă sau cu cruce la gât. În Sinaxar sunt sfinți care au fost mâncați într-o clipă de fiare. În Sinaxar sunt sfinți care au fost străpuși într-o clipă de o suliță. În Sinaxar sunt sfinți care au murit înghețați sau decapitați. Dar asta nu înseamnă că ei au fost lipsiți de Hristos, ca drept dovadă că oasele lor cele smerite, pe care le pomenește psalmistul David, au fost dătătoare de viață și de mântuire. Mănăstirea Petru Vodă, deci una din mănăstirile din Salba Neamțului, pentru că acolo noi știm că există o grădină cu mai multe flori. Avem Marea Cetate sau Marea Lavra Neamțului, unde Paisie Velicicovski nu a venit cu o influență paisiană, ci s-a inspirat dintr-o influență românească a lui Vasile de la Poiana Mărului, a dobândit rugăciunea lui Isus, a experimentat un Sfântul Munte, unde a lăsat un schit și anume Sfântul Ilie, și apoi s-a întors la Dragomirna, Neamț și Secu, cele trei mari mănăstiri moldovenești care există și astăzi și care au format zestrea mistică și ascetică a neamului nostru. Mănăstirea Secu a fost cu tipografie, cu cântări, cu cărți bisericești, cu pictură, cu tot ce este nevoie. Neamț a fost cea mai mare școală de cultură și, dacă vreți, de dăscălie românească. Și nu-i nevoie să facem istoria bisericii aici, pentru că aceasta o găsim în manuale. Știm că scrisul a intrat la noi în țară și limba s-a păstrat numai prin biserică. Deci n-au venit străini să ne aducă abecedarul românesc sau limba noastră românească din 27 de litere, ci biserica pe vechile cărți chirilice
a format tinerii, așa cum și astăzi la Petru Vodă este o școală pentru copii săraci sau mai nevoiași, pe care maicile de acolo și preoții de acolo învață carte exact cu catalog, cu ore, cu examinare și așa mai departe. Modelul părintelui Iustin nu trebuie comentat, pentru că aici biserica nu simte nevoia de reclamă. Cine bate în poarta mănăstirii Petru Vodă simte automat când este vorba de Duhul Sfânt și simte automat când este vorba de... s-a dat drumul și la tehnică. Deci simte automat când... Lăsați că vorbesc eu mai tare, că n-am îndemnare. Țineți-l mai aproape. Deci se simte automat lucrarea lui Dumnezeu fără să fie nevoie de afiș sau de explicațiune. Oricine vede un grup mare de oameni la ușa părintelui înțelege că acolo oamenii aceia sunt în căutarea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl poți căuta și pe calea rugăciunii, îl poți căuta și pe calea postului, dar nu îl poți găsi față în față cu duhovnicul decât când stai în genunchi în fața lui. Pentru că tu te duci la duhovnic cu gândul tău și ești cu gândul lui. Mai modern, sau dacă vreți, pentru lumea cotidiană, s-a găsit și această paralelă, sau dacă vreți, această combinație clasică lumii contemporane, în care creștinul vine și condiționează părerea duhovnicului și spune, dacă nu-mi dați voie să fac așa, mă supăr, dacă nu o lăsați să fac așa, nu mai vin, dacă nu știu ce. Deci acestea nu sunt binecuvântări, acestea deja se numesc negoțuri comerciale duhovnicești, iar finalul este un eșec. Să țineți minte întotdeauna și lucrul acesta să-l aveți până la sfârșitul vieții. Dumnezeu este mai simplu ca o picătură de apă. În clipa în care duhovnicul a spus mergi și ai mers, nu pierzi. În clipa în care duhovnicul a spus stai și ai stat, nu pierzi. În clipa în care duhovnicul a spus reușești, vei reuși. În clipa în care duhovnicul spune nu reușești, nu te zbate că nu vei reuși. Sau chiar dacă reușita va fi pentru scurtă durată, te vei întoarce la aceeași vorba duhovnicului, că el a știut de ce Duhul Sfânt l-a luminat. Și unii spun, dar de unde să știu eu dacă un duhovnic este sporit? Duhovnicii nu au nevoie de sporire. Duhovnicii au nevoie de Duh Sfânt. Și ierarhul îi pune în genunchi, le pune omoforul pe cap și varsă întrânsii Duhul Sfânt. Nu este la gramaj, nu se pune la riglă, nu se pune la cantitate, nu se pune la suprafață, ci se implementează prin punerea mâinilor în semnul crucii, cum a făcut și Avram, iar în clipa în care acel tânăr, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, că avem duhovnici de toate vârstele, închipuiți-vă că numai parohiile tinere au toate duhovnici sub 30 de ani sau până la 30 de ani. Ei, acești copii, plini de Duhul Sfânt, că ei sunt copiii voștri, nu sunt altceva, vin și călăuzesc viața unei eparhii și păzesc credința ortodoxă. Și dacă tu ai ascultat cu credință de apostol, ei plată de apostol. Dacă tu ai ascultat cu credință de sfânt, ei plată de sfânt. Și să știți un singur lucru. Duhovnicii nu sunt nici sfinți, nici făcători de minuni, nici înainte văzători. Oamenii îi fac așa. Pentru că în clipa în care le ascultă sfatul, duhovnicul este bun și îl laudă, așa obișnuiește omul să spună, vai, am fost eu să vezi ce am rezolvat. Ai rezolvat că ai avut credință. Duhovnicul este sfânt că l-a sfințit Duhul Sfânt, de aceea îi se spune sfințite părinte. Și duhovnicul este înainte văzător că Duhul luminează ce să-ți spună. Nu trebuie el să chinuie, să ceară de la Dumnezeu nu știu ce harismă specială. Intra într-o zi o doamnă pe poarta mănăstirii. Care mergea așa cumva cu mâna în buzunar, ca și cum ar vrea să vadă ce s-o mai fi întâmplând în ograda aceasta. Eu veneam și o întreb dumneavoastră cu ce scop. Păi am venit să încerc și la biserică, că am fost peste tot și n-am reușit nimic. Nu veți reuși nici aici. Și a spus, dar de ce îmi spuneți lucrul ăsta? Cineva m-a trimis aici că voi reuși. Nu. Înainte de a ajunge rugăciunea ta la Dumnezeu, a fost trecut în catastiful vrăjitorului. În catastiful celui ce-ți caută cafeaua. În catastiful celui ce-ți spune în tarot. În catastiful celui ce-ți spune în cărțile alea speciale, nu știu cum să numesc, unde se duc cu coanele la o cafea și își spun viitorul.
Ei, deja credința ta a fost pecetluită. Ei, când tu strigi, Doamne miluiește, draci stau cu acele zapise și le arată Dumnezeu, fraierul ăsta e al nostru, nu mai te uita la el că te înșală, a încercat la tine că a crezut că poate trece de noi. Când te duci cu credința curată, primul lucru, și l-am întâlnit eu la ucenici de-ai mei, care au spus așa, părinte, mergem în vizită la Petru Vodă. Și am spus, da, mergeți. Și a spus, ce să-l întrebăm pe părintele Iustin? Întrebați în orice. Au intrat, s-au pus în genunchi și nu li s-a, deci nu li s-a dezlegat gura să spună nicio întrebare. Dar nici părintelui nu i s-a dezlegat gura să le spună ceva. Și când s-au întors, i-am întrebat. Ei, și ce v-a spus părintele? Era obosit, s-a uitat la noi, am lăsat un pomelnic, ne-a miruit și a zis, hai, gata, că mai am alții. Păi zic, și care-i răspunsul? Părinte, nu-mi dau seama. Cred că nu era atent. Ba, era foarte atent. Știa că ortodoxii întâi caută 1000 de sfaturi și apoi acasă trag ei la sorți care-i bun. Deci dacă ai luat sfatul de la preotul din parohie, fă-l întâi pe ăla. Dacă ai luat sfatul de la preotul din mănăstire, fă-l întâi pe ăla. Dacă ai luat sfat de la amândoi, fă-l de la amândoi, că atunci Dumnezeu te ajută, îți vede sinceritatea și îți împlinește cererea. Și atunci tu îi dai duhovnicului valoarea de care el are nevoie, nu în fața lumii, în fața lui Dumnezeu. Fiindcă ucenicii bagă duhovnicii în iad sau îi scot din iad. Să știți lucrul acesta. Deci duhovnicii nu vor sta în iad pentru că au păcate. Duhovnicii vor sta în iad pentru că dezleagă păcate și dezleagă mârșăvia celor care se curățesc și uită că le-au avut asupra lor și se întorc împotriva duhovnicilor, cum spune Scriptura, și spune, nu, vreau altul mai bun. Acel duhovnic mai bun ți-l dă Dumnezeu, dar știi când? După ce în casa ta merg toate vraiște, după ce ajungi să te umilești tu în ultimul hal și să zici, cred că trebuie să mă liniștesc. Și vă spun eu că cunosc foarte mulți oameni liniștiți și de Dumnezeu, și de soartă, și de duhovnic, și de încercările vieții. Și știți ce au spus în final? Câtă dreptate ați avut și la vremea aceea nu pricepeam. Între a pricepe pe Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa cum duhovnicul o face prin investirea Duhului Sfânt, e o treaptă de care Avram a spus și bogatului mândru. Între noi și voi e o prăpastie. Oricât de deșteaptă ar fi o oaie și oricât de multă lână ar da și lapte, niciodată nu se va transforma în păstor. Și Filocalia ne arată clar. Oaia grasă cu păstor leneș va fi lăudată de Dumnezeu și iertat păstorul. Oaia slabă și păstorul leneș vor fi certate amândouă. Păstorul când a găsit pășunea, oaia când a căutat-o singură. Dar în momentul în care păstorul cunoaște turma și oile cunosc glasul lui și merg după el, acela este adevăratul cuvânt al Evangheliei. Deci părintele Iustin este duhovnicul care trebuie urmat după glasul Evangheliei și nu trebuie cercetat în metafore, în povești, în vorbe multe și uneori fără sens și când fac acest apel, îl fac pentru nu. Cei care sunt aici, eu cred că sunt prea cunoscători și liniștiți. Dar în general, am auzit că părintele Iustin e bolnav. E treaba lui Dumnezeu. Am auzit că părintele Iustin are ispite. E treaba lui Dumnezeu. Am auzit că părintele Iustin are probleme. Și aia e treaba lui Dumnezeu. Am auzit că părintele Iustin a spus nu știu ce. Tot treaba lui este. Deci nu te apuci tu să faci comentarii paralele, nu te apuci tu să dai explicațiuni și să faci acea alertă. Scrie cineva pe un de-asta de telefon, rugați-vă pentru părintele Iustin, că e în mare primejdie. Și eu îi răspund înapoi, roagă-te pentru tine că te-a cercetat dracu. De ce vă spun lucrul ăsta? Duhovnicii nu sunt în primejdie, sunt sub mâna Duhului Sfânt. Pe duhovnicii păzește Dumnezeu. Iar la judecata de apoi, când va suna ceasul, ceata cuvioșilor.
ceata cuvioaselor, ceata pusnicilor, ceata călugărilor, ceata ierarhilor, ceata mărturisitorilor, ceata mucenicilor, nu se va amesteca niciodată cu ceata creștinilor mântuiți. Deci ei vor avea slava și strălucirea lor și duhovnicul va avea slava și strălucirea lui. Strălucirea duhovnicilor și a preoților o dă Dumnezeu și faptele lor, iar strălucirea creștinilor o dă împlinirea sfaturilor primite. Doamna Grația a început frumos cu Părintele Paisie Olaru, dar i-a scăpat un cuvânt esențial scris de Părintele Ioanichie Bălan. Vine Părintele Ioanichie Bălan la Părintele Paisie, la Sihla, când se scria Convorbiri Duhovnicești, volumul 1. Eram trăitor a acelor vremuri reale. Am cunoscut acest mare sfânt părinte. Și când vă spun mare sfânt, noi obișnuim pe toți să-i facem sfânt sau mare, că toți sunt mari. Dar folosim termene de comparație. Acest mare sfânt era o mână de om, așa, bolnav, cu un epitrafir în gât, cu niște ochelari cu lentile negre, lumea spunea că e orb și eu l-am văzut citind psaltirea și dând foaie cu foaie și punând hârtiuța pe unde a rămas. Acel mare sfânt, la 90 de ani, venise Maica Maria care îl îngrijea cu blidul cu mâncare. Și n-a întrebat ce este de mâncare. Știți care a fost întrebarea? E ora 3. Și era 3 fără un sfert în ziua aceea. Și a spus, lasă că mai zic ceva din psaltire și apoi mănânc. Acela era sfântul. Și îl întreabă Părintele Ioanichie, puteți să dați fraților și părinților și creștinilor care vor citi această carte un cuvânt duhovnicesc? Eu nu mai am cuvânt duhovnicesc. Dar de ce, Părinte Paisie, de ce vă sustrageți de la această cerință? A ridicat Dumnezeu halul bătrânilor și nu mai au cuvânt plin de Duh, pentru că cei care îl ascultă nu îl fac, îl bat jocoresc. Și zice, asemenea sfinților de demult, care cunoșteau cu Duhul, când cineva vine cu inimă curată, îi ilumina ce să spună și când veneau cei cu inimă neagră, îi ilumina ce să nu spună. Și de aceea, zice în Pateric, mulți părinți stăceau. Și la un moment dat, ucenicii întrebau, Ava, dar nu ne spui nimic? N-am vestire! Deci, vedeți, acesta este răspunsul pentru creștinul iscoditor. Nu să facem mântuirea între calculator și televizor, între frigider și mobilă relaxă. Nu să facem mântuirea între spectacol, concert și grătar la pădure, între bere și festin. Când ești creștin, ești creștin. Și când ești boier, ești boier. Nu-i oprită mâncarea, nu-i oprită băutură, nu-i oprit luxul, nu-i oprit nimic. Dar dacă vrei asceză, caut-o taică în viața ascezei. Dacă vrei mântuire, caut-o în calea mântuirii. Deci nu veni tu plin de sine și mă întreba pe mine cum să practică rugăciunea lui Iisus. Știți ce a spus Părintele Arsenie la un tânăr teolog? Părinte, vreți să mă învățați și pe mine rugăciunea lui Iisus? Te învăț, drăguță. Zice, stai aici pe scaunul meu. I-a luat metania de la mână, i-a pus o mână și a zis așa, eu mă duc să fac liturghia până mă întorc, tu zi, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, ești nepăcătosul. Și a zis, Părinte, dar nu asta, eu am vrut să-mi vorbiți despre rugăciunea inimii. Asta e rugăciunea inimii! Ei, asta e motivul pentru care intrăm la Părintele Iustin în chilie goi și ieșim seci. Pentru că în clipa în care el stă să vorbească fiecăruia și să-i facă apologia vieții și a nebuniei, asta ar însemna să sfârșească el viața într-o clipă. Noi suntem în primejdie, noi suntem în boală, noi suntem în neputință, noi suntem în neștiință, noi suntem în înșelare și în încercare și încercăm să interpretăm toate măsurile înalte ale duhovnicilor și nu rezolvăm nimic. Spunea odată o doamnă, apropo de doamne, că ele țin biserica, 80%. Vai, părinte, zice, dacă aș ști cât de bine vă cunosc, zic, mă bucur că eu chiar nu mă cunosc pe mine. Așa și doamnele, dacă au deschis odată ușa Părintelui Iustin sau le-a dat un sfat sau le-a dat o iconiță sau așa, vai, suntem ucenicii Părintelui Iustin, sunt ucenica Părintelui Cutare, nu ești nimeni, ești creștina Cutare, sora Cutare, bătrâna Cutare, mama Cutare, fata Cutare. Ucenicii Mântuitorului au fost cei ce fac voia mea și a Tatălui meu.
Ucenicii părintelui Iustin sunt cei ce fac voia și cerința lui Hristos după învățătura lui. Amin și iertați-mă!